Militarii și polițiștii își extind acțiunile pentru a preveni răspândirea COVID-19. După ce au ieșit mai întâi pe străzile capitalei, patrulele comune ale polițiștilor și militarilor au ajuns în mai multe orașe ale țării, dar și în sate. Echipajele oamenilor legii le cer oamenilor să rămână în apartamente sau să nu părăsească gospodăriile. Un alt scop al acestora este să verifice dacă parcurile sau terenurile de joacă rămân închise pentru vizitatori. În capitală, patrulele formate din militari și polițiști monitorizează situația în toate sectoarele. Prin decizia Comisiei Situații Excepționale, toate locurile publice, printre care parcurile sau aleile, au fost închise, iar localnicii sunt obligați să stea acasă. Echipajele comune, formate dintre polițiști și militari, sunt aplasate la sensurile giratorii din toate sectoarele ale capitalii. Aceștia au scopul de a informa și a responsabiliza cetățenii despre măsurile impuse de către autorități. Totodată aceștia vor patrula prin locurile publice, prin parcuri, pentru a informa și a responsabiliza încă o dată cetățenii despre pericolul de contaminare cu coronavirus. Echipele comune însă nu își limitează patrulările doar în capitală. Echipajele au fost trimise în mai multe localități din raionul Cahul, Hâncești, Sângerei și în municipiul Bălți. Pe lângă asigurarea ordinii publice, militarii și inspectorii îi vor informa pe cetățeni despre riscurile la care se supun dacă nu vor ține cont de recomandările guvernului. Ministerul Afacerilor Interne a demarat această campanie pentru a sensibiliza populația atât din sectorul botanic a municipiului Chișinău, cât și pentru populația din întreaga țară să fie cât mai prudenți, să respecte regulile de dezinfectare pentru combaterea acestui virus COVID-19. Dragi cetățeni, vă rugăm să stați acasă, să protejați sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Militarii Armatei Naționale, dar și tehnica militară, a fost implicată în acțiuni de patrulare în baza unui decret semnat de președintele țării Igor Dodon, comandant suprem al Forțelor Armate. Solicitarea venind din partea Comisiei Situații Excepționale pentru a stopa extinderea răspândirii coronavirusului de tip 9.